tuturor ne place ciorba de fasole, cu afumătură, bineînțeles, sau fasolea bătută cu ceapă prăjită. Și atunci, de ce nu o avem mai des în meniu? Nu e greu să gătești fasole, greu este să o fierbi corect. Trebuie pusă de cu seară la umflat în apă, apă pe care trebuie să o schimbi de 2-3 ori, apoi să o dai în clocot odată și abia a doua oară să o lași să fiarbă până la capăt și să prepari definitiv mâncarea. Dacă ar fi să ne luăm după recomandările nutriționale, leguminoasele boabe trebuie să fie prezente în meniu de minim 2 ori pe săptămână, indiferent că e vorba de fasole, mazăre, linte sau năut. Când ați mâncat ultima oară fasole? Știați că e cea mai bogată sursă de fibre dintre toate alimentele? Dar de bogăția în minerale știați? Conține mult fier, magneziu și calciu, minerale importante pentru buna funcționare a organismului. Fasolea fiartă corect nu balonează, iar de îngrășat îngrașă mai puțin decât pâinea, orezul sau cartoful. Nu aveți timp de gătit? Atunci apelați la conserve. Fasolea din conserve e gata fiartă, chiar super fiartă, așa că nu vă rămâne decât să puneți restul ingredientelor și în câteva minute mâncarea e gata. Conserva e un produs sterilizat prin căldură, deci nu conține euri și agenți de conservare. Alegeți sortimentele curate, care au pe etichetă numai 3 ingrediente: boabe de fasole, apă și sare. Pentru diversitate puteți să alternați fasolea cu lintea. Există în mai multe variante de culori. Lintea are avantajul că nu balonează și nu fierbe atât de greu precum fasolea. Poate fi transformată în supă cremă și poate fi garnitura perfectă pentru orice preparat din carne sau pește. Se poate consuma și rece, sub formă de salată, amestecată cu legume proaspete. A început postul Crăciunului, e timpul să înlocuim carnea din farfurie cu leguminoase boabe.